am venit. Pătrund acolo, cei de la Viitorul, Eric de Oliveira, la marginea careului, întoarce Oliveira, șut, gol! 3-1! Uriașă greșeală pe care o face Lazar, cel care inițial parase acest șut de la marginea careului. Eric de Oliveira înscrie primul său gol de la revenirea la Viitorul Constanța. Primul gol în campionat, evident, iată, Oliveira își trece numele pe lista marcatorilor, a mai făcut-o și în partida de cupă cu AFC Hermannstadt. Acum însă, iată-l în campionat pe Eric de Oliveira, șutând. Vina portarului este una evidentă aici. Omul cu pasa de gol este Ciobanu. Al doilea asist pentru mijlocașul atât de creativ, folosit astăzi de Gheorghe Hagi la coordonare. Eric de Oliveira primește, are timp să-l întoarcă acolo pe Filip Mârjiliac și să șuteze. Era mascat cei drept Lazar, ceea ce